Dacă prima repriză a fost una echilibrată în care s-a jucat mai mult la mijlocul terenului, fără ocazii importante, partea a doua a adus și șansele de gol la poarta lui Pesania. În minutul 55, Goga pătrunde pe stânga, dar șutul său este blocat de portarul advers. În minutul 56, o minge trimisă în careul ploieștean este clar atinsă cu mâna de un fundaș, dar centralul lasă jocul să continue. Peste alte două minute, Goropsov execută foarte bine o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, dar mingea șterge bara transversală. Voiculezia și el la țintă bara, cea din dreapta de această dată în minutul 69. Enrique are și el ocazia deschiderii scorului, dar se precipită în fața lui Pesania și șutează în portar. Poate cea mai mare ocazie vine în minutul 86. Ora insistă la o minge în careu. Centrează perfect în fața porții, dar bumba nu reușește să înscrie. Iar meciul de aseară a demonstrat clar că în fotbal ocaziile se răzbună. Teixeira este lansat în careul ASEA, șutul său este blocat de stâncioiu, dar mingea ajunge la albin, care înscrie cu un șut la colțul lung. Pentru ASEA au evoluat stâncioiu Feusi, Constantin, Bejan, Șepși, Gorobsov, Mureșan, Goga, Voiculeț, Hora, Enrique. Au mai intrat Axente, Bumba și Amauri. Am abordat meciul uh, foarte sus, am avut controlul jocului în prima vizită, asta am încercat să facem ca să nu-i lăsăm să să se apropie meu, de care eu nostru, nu știm că sunt uh, periculoși. A fost un meci greu și disputat între două echipe bune. Este trist pentru că este primul gol primit pe teren propriu de când am, am sosit aici la Târgu și Am decât să, să jucătorii pentru că a fost un meci. Au parte de ultimele trei jocuri, două confruntări cu Petrolul și o confruntare cu, cu Astra. Deci, să zic, echipele dacă aș exclude o pestea, cele mai bune din campionatul acesta. Cu un vădit regret pentru ratarea calificării, antrenorul gazdelor consideră că următorul obiectiv sunt punctele ce pot fi aduse de la malul Dunării. Duminică, în ultima etapă a turului de campionat, se va întâlni în deplasarea pe oțelul Galați. Rămâne o amintire frumoasă cu și trebuie să ne gândim la, la, campionat, pentru că mai este o etapă și să îmbunătățim zestrea de 27 de, de puncte pe care le, le avem. În careul de așa al cupe României s-au mai calificat echipele Steaua București, Universitatea Cluj-Napoca și CFR Cluj-Napoca. Cel mai interesant meci a fost CFR cluj napoca semioveni, Clujenii revenind de la 3 la 0, cât era scorul în minutul 62. Mai mult, partida a generat un scandal imens. semioveni, solicitând rejucarea meciului după ce Clujenii au egalat în urma unei faze în care ar fi trebuit să acorde minge adversarilor. Semifinalele se dispută după sistemul tur-retur.